Un chirurg estetician este acuzat că a mutilat 10 paciente care și-au dorit o siluetă de vis, dar s-au trezit cu prejudicii medicale grave. Cercetările au început în ianuarie, după ce 3 victime au depus plângere. Medicul a fost supravegheat până acum, iar procurorii au adunat noi dovezi. Din anchetă ies la iveală și alte acuzații șocante. Bărbatul este bănuit de corupere sexuală și rele tratamente aplicate minorului, victimă fiind chiar copilul său. Vă avertizez, urmează informații ce pot avea un puternic impact emoțional. Câte femei ați mutilat? Medicul estetician, supranumit și chirurgul vedetelor, a fost adus cu mascații la clinica din București, unde efectua operații. Ore bune au durat perchezițiile, iar polițiștii și procurorii au ridicat mai multe acte medicale. Medicul este acuzat că ar fi efectuat mai multe operații estetice în perioada 2020-2024, iar 10 paciente ar fi avut de suferit. Operații care, din păcate, nu au curs așa cum trebuia. Repet, dumnezeu i-a adus la cunoștință medicului, i-a trimis și poze cu... Sânul arată într-un mod care nu poate fi descris, dumnealui a spus să aștepte că o să vindece. S-a vindecat de, i-a căzut de tot. Operațiile erau efectuate la 2 clinici din București și Constanța. 15 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat în dosar este de 1.978.000 de euro. Inițial, medicul a fost ridicat în luna ianuarie. Atunci existau 3 plângeri depuse. Judecătorii au decis că bărbatul poate fi cercetat sub control judiciar. A fost filat în continuare de polițiști și procurori. Așa au ieșit la iveală alte acuzații. Bărbatul este cercetat și pentru corupere sexuală și rele tratamente aplicate minorului. Surse din anchetă spun că bărbatul ar fi întreținut relații sexuale de față cu copilul său minor. Urmează audierii la Constanța, iar procurorii vor decide dacă cer arestarea preventivă a suspectului. România este, fără îndoială, țara tuturor posibilităților. Fugarul Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, nu doar că nu-și execută pedeapsa, ci... va primi mai mulți bani de la statul român. Fostul primar a câștigat procesul pentru pensie specială. Are detalii colega mea Silvia Ceh. Silvia, bună seara, te ascultăm. Bun găsit, fostul primar al capitalei a fugit din România pentru a scăpa de o condamnare de 10 ani și 8 luni de închisoare primită într-un dosar de corupție. Acum Sorin Oprescu se află în Grecia, iar autoritățile de acolo refuză să îl extradeze. Cu toate acestea, el a câștigat procesul pentru pensia specială. Împreună cu alți 95 de foști aleși au dat în judecată Senatul și Camera Deputaților și au solicitat repunerea în plată a pensiilor speciale, chiar dacă Sorin Oprescu nu a apucat să își încheie al doilea mandat de senator. Astfel, el își va adăuga încă 500 de euro la pensia de 3.000 de euro pe care o încasează deja lunar. În urmă cu 2 ani, fostul primar al capitalei a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu. În acel dosar, Oprescu este acuzat că a primit de la fostul director al administrației cimitirelor suma de 25.000 de euro, bani care ar proveni din acte de corupție. Fostul primar a plecat din țară înainte de a fi pronunțată sentința, a fost localizat în Grecia, unde apoi a fost lăsat în libertate contra unei cauțiuni de 5.000 de euro. Silvia, îți mulțumesc. PSD și PNL nu reușesc să găsească un candidat care să intre în lupta pentru capitală cu Piedone și Nicuș Ordan. Sondajele comandate de coaliții au distrus scenariul unei candidaturi comune. Ba mai mult, rezultatele arată că nici candidaturile separate nu le-ar garanta calea către scaunul de primar al Bucureștiului. Pare că lupta pentru primăria capitalei este pierdută de cele două mari partide, chiar înainte de a începe. Și rezultatele sondajelor comandate de coaliție îi dau cel mai bun scor lui Cristian Popescu Piedone. Pare că bătălia pentru capitală se va da între actualul edil și Piedone. PSD și PNL sunt partide care de-a lungul timpului s-au luptat, s-au războit și București este un oraș care, în care e foarte greu să armonizeze electoratele celor două partide. Practic ei ce se întâmplă? Nu au o figură care să fie atât de puternică, atât de recunoscută în plan național și iubite de bucureșteni, încât să spună că, domne, votăm indiferent de ce culoare este pe buletinul de vot. În fața evidențelor, partidele au luat decizia de a merge pe drumuri separate în alegerile pentru capitală. Partidele au decis posibilitatea de a merge singuri în aceste alegeri pe București. Posibilitatea. 95%. Socialdemocrații au acum pe masă două variante. Gabriela Firea sau Daniel Băluță. Cel mai probabil este doamna Gabriela Firea. Este singura care are susținerea organizației și a dovedit intenția de a candida.
dânsa ar trebui să fie. Liberalii stau și ei cu opțiunile pe masă. Cel mai probabil îl vor arunca în cursa pentru capitală pe Sebastian Burduja. Au însă și o temere, ca nu cumva socialdemocrații să-l susțină din umbră pe Cristian Popescu Piedone. V-a propus PSD-ul să-l susțineți pe domnul Piedone? Nu. Și aveți de gând să-l susțineți? Cum să-l susținem dacă noi avem propriul candidat? Poate cea mai bună soluție ar fi să lase PSD-ul de data asta liberalilor primăria capitală, să-l pună pe Sebastian Burduja și atunci să, în contrapondere, să negocieze Cotroceniul. Problema este că nu este clar în ce măsură tânărul ministru Burduja va avea timp să crească notorietate suficient de repede încât să-l bată pe Nicușor. Cele două partide vor lua joi decizia finală în privința candidaților pentru primăria capitalei. Meniul comunist este readus la viață în zilele noastre, bugetele tot mai strâmtorate i-au făcut pe oameni să se întoarcă la mâncarea gătită cu tacâmuri de pui, oase sau chiar pui de dimensiunea unui porumbel. Mulți se uită doar la ce este mai ieftin în galantare și mai puțin la calitate. Oase, tacâmuri de pui, gheare sau pui de mărimea unui porumbel sunt doar câteva dintre produsele pe care le găsim în galantarele din vechea hală obor. Cererea este mare pentru că sunt mai ieftine. Pentru unii clienți însă, povara prețurilor este greu de dus. Aproape un deceniu sub dictatura lui Ceaușescu, românii au supraviețuit mâncând cu porția. O jumătate de pâine pe zi, un litru de ulei și un kilogram de zahăr pe lună. Aceasta era porția stabilită sub regimul comunist, iar puii vânduți la alimentarele de atunci aveau greutatea unui porumbel. Această doamnă spune că, fără să vrea, s-a întors la meniul ceaușist din cauza lipsei banilor. Luăm și noi tacâmuri. Tacâmuri din asta cu târteață, cu aripioare. Din aripioare facem un sosuleț. Din măruntaiele alea facem o ciorbiță și trăim de azi pe mâine, fetița mamei. Nu mai sunt așa de mulți bani, omul a început să cumpere cât mai puțin posibil. O pulpă, trei aripi, o jumătate de pui, mai mult spinări, care sunt cele mai ieftine. Un kilogram de spinări de pui se vinde și cu 4 lei. Gâturile de pui cu 6 lei și 50 de bani, iar oasele de porc sau de pui ajung la cel mult 3 lei kilogramul. În această alimentară cel mai bine se vând oasele de pui, dar și ghearele. Un kilogram costă 7 lei, spre deosebire de un kilogram de pulpe de pui, care costă de 2 ori mai mult. Pare că bugetul strâmtorat îi face pe românii să treacă la un meniu sărac în calorii și în zilele noastre. Mai puțină carne, mai multe legume. În general, bugetul pentru mâncare e mai degrabă secundar dacă ne uităm la o mare parte dintre români în raport cu alte tipuri de cheltuieli. Un român consumă în medie 74 de kilograme de carne anual. Atenție la plățile cu cardul. ING a semnalat o eroare operațională prin care sumele au fost retrase de două ori din conturile clienților. Despre ce este vorba și când se va rezolva situația, știe colega mea Diana Buzea. Diana, bună seara! Bună seara! Dacă ați întâmpinat probleme weekendul trecut și ați făcut tranzacții cu cardul care au fost dublate, reprezentanții băncii ING vin cu un mesaj pentru dumneavoastră. Aceștia spun că a fost vorba despre o eroare operațională, iar fișierele au fost trimise spre procesare de mai multe ori. Astfel încât mulți clienți s-au plâns că din conturile lor sumele au fost retrase de două ori. Ei bine, reprezentanții băncii spun că au fost luate toate măsurile necesare pentru a se remedia această problemă, iar banii ar trebui să ajungă înapoi în conturile clienților până la finalul acestei zile. Sunt deja foarte mulți oameni care spun că și-au primit banii înapoi, în timp ce alții încă așteaptă. Atât de aici, Radu, înapoi la tine. Diana, îți mulțumesc. Cresc salariile angajaților din sănătate. După mai multe zile de proteste și amenințarea unui blocaj în spitalele din țară, sindicaliștii au convins guvernul să aprobe majorarea salariilor. Doar că părerile sunt împărțite. În timp ce unii sunt mulțumiți de mărire, alții spun că schimbarea nu-i ajută cu nimic. O infirmieră dă mâncare la bolnavi, o infirmieră îl îngrijește, o infirmieră răspunde de câte ori este chemată, o infirmieră îi schimbă patul, o infirmieră face curățenie în salon. Sunt sarcinile pe care le are zi de zi un infirmier. Lăcrămioara are peste 20 de ani de experiență, iar salariul abia îi ajunge la 4.000 de lei net. Majorarea este binevenită, însă, spune ea, nu și suficientă. Știu că pe timpul pandemiei a zis că noi suntem eroi și acum aș întreba, suntem eroi sau nu mai suntem? Nu este singura care ar avea nevoie de o majorare a salariului. Bianca este asistentă medicală de 6 ani, iar traiul cu salariul actual devenea tot mai mult o misiune imposibilă. Inflația a crescut,
și ne e greu la fiecare și de aceea ne dorim și noi salariile puțin mai mari. Noi facem pe lună undeva la 6-7 ture de noapte, dintre care doar 3 sunt plătite. Angajații din sănătate urmează să-și primească salariile mărite în două tranșe, aproximativ 10% în luna martie, iar restul în luna iunie. În general sunt peste 20%. Am făcut în așa fel încât să fie 20 plus 5 în partea de jos a grilei. S-a dus un pic 30 și un pic pentru cei din mijloc, aici am asistenții medicali, biologi, chimiști și medicii cu 8 plus 5, adică 13%. Spre exemplu, dacă până acum un medic primar cu peste 20 de ani de experiență avea un salariu de bază de 15.565 de lei, acum acesta va încasa de la 1 iunie peste 17.500 de lei. La fel, în cazul unei asistente medicale cu experiență, din iunie salariul brut al acesteia va deveni 7.574 de la puțin peste 5.400. Mai multe stații de carburant au fost închise de ANPC. În urma controalelor s-a constatat că la fiecare alimentare clienții erau păcăliți la pompă. Cum reușeau benzinăriile să-și înșele clienții, știe colega mea Mădălina Bichir. Mădălina, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Radu, bun găsit tuturor! Aproximativ 200 de stații de carburant din rețeaua OMV Petrom au fost controlate. Ce s-a întâmplat concret? Dintr-un plin de 20 de litri afișat pe ecranul de la pompă, în realitate ar fi fost încărcați în rezervor numai 19,8 litri. Astfel, 200 de mililitri dispăreau fără urmă în visteria benzinăriei. Nu pare o cifră foarte mare la prima vedere, dar dacă ne gândim că la o singură stație de carburant pot alimenta chiar și 1000 de mașini pe zi, atunci sumele pierdute de clienți se pot ridica la câteva mii de lei. În total, 11 stații au fost închise temporar până la remedierea abaterilor, iar amenzile aplicate au fost în valoare de 340.000 de lei, pentru că vorbim inclusiv despre condiții de igienă precară sau produse neconforme la raft. Acestea au fost informațiile. Radu, înapoi la tine. Tinerii n-ar refuza un stagiu de pregătire în armată, dar proiectul care le oferă 3.000 de lei pe lună nu li se pare mulțumitor. Ministerul Apărării ar vrea să inițieze mai mulți români în tehnici de mânuire a armei, timp în care le oferă cazare, masă și o soldă care însă nu se ridică la așteptările multora. 4 luni de pregătire cu un venit de aproximativ 3.000 de lei pe lună este proiectul Ministerului Apărării pentru militarii voluntari în termen. Doar că... Nu cred că e pentru mine asta. Nu te tentează 3.000 de lei prea puțin, ce crezi? Nu mi se pare o sumă motivantă. Adrian nu a renunțat la jobul său pentru a face pregătire militară. Montează piese de mobilier și câștigă lunar peste 4.000 de lei. Toți mi-au zis nu. Nu, 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 nu. Știi și noi cum merg lucrurile la noi. Deci nu armată? Nu armată. Tot ce ține de statul român, țeapă. 3.000 de lei ți se pare prea puțin pe lună? În România? Da. Cât ar trebui tu? Care ar fi suma corectă? Calculați cu inflația. 5.000. Minim. Vizați de proiect sunt femeile și bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Nu, la ce stadiu în momentul ăsta armata nu. La ce condiții au de trăit acolo nu. 3.000 de lei în 2024 ce îți spun la urmă? Nu. Suma ți se pare prea mică sau mare? Cum e? 3.000 de lei pe o lună și trebuie să fie acolo full time mi se pare puțin. Am mulți prieteni care au decis să meargă pe calea asta în MAPN, dar totuși pentru salariul ăsta nu cred că se merită să faci armata. David se numără printre cei pasionați de armată și s-ar vedea nu doar voluntar, ci și angajat. Mi se pare o ofertă chiar destul de tentantă, luând în vedere că sunt și pasionat de chestia asta. În perioada în care învață să mânuiască arma, tinerii beneficiază de cazare, masă și îngrijire medicală, toate gratuite. Ar fi ok, de început. Și după aia? După aia, dacă avansez în funcție sau în grad, cum se spune, ar fi de și mai te ok. Te duce inițial ca să înveți niște lucruri și în caz de ceva să poți să fii pregătit, adică nu să rămâi neapărat angajat. Da. Mi se pare destul de tentant, sincer. Adică, de ce nu? În primul rând pentru tine, să știi în caz de orice. Mai ales în vremurile în care trăim. Angajatorii vor suspenda temporar contractele de muncă, iar la finalul pregătirii militare sunt nevoiți să-i reprimească pe voluntari. Un sondaj recent arată că aproape 60% dintre românii sunt de acord cu alocarea unui procent mai mare din buget pentru armată în contextul războiului din Ucraina. 36% refuză majorarea sumelor destinate apărării, iar 3,6% nu știu sau nu răspund.
Anunț important de la Cotroceni, Klaus Iohannis intră în cursa pentru șefia NATO. Președintele spune că este nevoie de un suflu nou în această organizație, iar România merită această funcție. Am decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea. Are detalii despre acest subiect colega mea Iasmina Ardelean, care se află la Palatul Cotroceni. Iasmina, bună seara! Bun găsit! Șeful statului și-a anunțat candidatura oficială la șefia NATO în urmă cu 2 ore. Președintele Klaus Iohannis a explicat că țara noastră a dovedit că este un pilon de stabilitate în regiune și că susține necondiționat Ucraina. De asemenea, el a condamnat din nou războiul provocat de Rusia în țara vecină. Totodată, șeful statului a spus că NATO are nevoie de o voce proaspătă din Europa de Est, care este punctul cel mai fierbinte în acest moment. Funcția de secretar general al NATO va deveni vacantă la 1 octombrie, iar în cursă a mai intrat și premierul demisionar al Olandei, Mark Rutte. Șeful organizației se alege prin consensul statelor membre. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Sezonul căpșunelor românești este departe, însă pe marginea drumului, vânzătorii ambulanți au început deja comerțul. Fructele nu sunt din țara noastră, ci din import și sunt vândute cu prețuri astronomice. Dacă în piață un kilogram costă 13 lei, vânzătorii ambulanți le dau chiar și de 4 ori mai scump. Urmăriți un material filmat și cu o cameră ascunsă. Cum dați căpșunii? Cum se vând? Dau la 50 sau una la 30. Acum cum vrei? Fac reducere. Dar de unde-s? De seră, dar gustați, vă rog. Dar de unde-s? De la Oradea. Și s-au făcut deja în seră, s-au făcut? Seră, da. Cu zâmbetul pe buze ne-a păcălit vânzătoarea. Pentru o caserolă de o jumătate de kilogram cu căpșune, femeia cere 30 de lei. Este dispusă să ne facă reducere în cazul în care vrem să cumpărăm mai multe și se laudă că fructele ar fi din România. Și dumneavoastră sunteți producătorii? Și cât ați zis, 30 de lei? 2 la 5. Câțiva kilometri mai departe dăm de un alt vânzător ambulant și el tot cu marfă din România. Dar de unde-ți? Din Oradea. De la... De unde? Da, bine. Dar dumneavoastră le cultivați? Dumneavoastră le cultivați? Deci de aici, de ai noștri românești? Da, da, da. 100%. Am înțeles. Și cu cât dați caserola? 30, dacă vă luați 2 la 50. Am înțeles. O caserola aș vrea. Dați românești, nu? Da. În realitate, căpșunile vânzătorilor ambulanții sunt aduse de peste hotare, dar sunt vândute sub pretextul că ar fi din România. Pentru adevăratele căpșune românești mai avem de așteptat, spună producătorii. Deocamdată la noi nu cresc să fie căpșune, mai ales în perioada asta anului. Deși aici avem un soi timpuriu, clerii, deocamdată nu se văd flori, mugurii încep să-și facă prezența, dar până la căpșun mai avem. Mai avem până la căpșun. Cel puțin 6 săptămâni de acum la cei din solar mai avem. Cei de afară, vorbim de 2 luni, cel puțin 2 luni. În plus, producătorii spun că ar trebui să fim extrem de atenți atunci când cumpărăm fructe din import. Ar trebui să fie cu semnul întrebării pentru oricine cum de căpșunile adus din Turcia, Germania, Italia, Spania, de unde o fie el adus, poate să reziste o perioadă așa îndelungată, ținând cont de faptul că e adus, vândut, păstrat, poate și o săptămână și. În piețe, căpșunele din import se vând cu 13 lei kilogramul. În schimb, la marginea străzii, vânzătorii ambulanți le vând de 4 ori mai scump. Pâinea cu gust de friptură este cea mai nouă invenție a unui grup de profesori de la Facultatea de Știință și Inginerie a Alimentelor din Galați. Invenția a primit brevetul OSIM, iar cei care au creat-o spun că produsul lor ar putea reprezenta o opțiune pentru populația săracă, mare consumatoare de pâine. Așa arată pâinea cu gust de friptură, cea mai nouă invenție a cercetătorilor de la Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor din Galați. În realitate, produsul are gust similar unei pâini normale, însă conține proteine precum o friptură de porc sau de vită. Pentru că ea conține, de fapt, carnea în interior, însă fără să se vadă. Noi venim cu o proteină excepțională care este formată, care este extrasă din carne, cea mai bună proteină din carne, și o aducem în interior echilibrând
toți aminoacizii din făina de grâu, în așa fel încât omul când mănâncă are același efect ca și cum ar fi mâncat pâinea cu carne. Cu alte cuvinte, cercetătorii au extras proteine din carne și le-au adăugat în aluatul pâinii. Astfel au ajuns la un rezultat care ține de foame și care este echilibrat din punct de vedere nutrițional. Extragem proteină din piept de pui, cum vedeți dumneavoastră asta din porc, proteină din piept de pui, proteină din pește, doar din carne de pește, că nu poți să-ți scoți, da? Și proteină din vită. Procesul prin care pâinea este coaptă este similar. 30 de minute la 30 de grade dospire și 30 de minute la 230 de grade la cuptor. Se face mai greu, mai ușor decât o pâine clasică? Sub nicio formă, la fel. Osim a acordat Universității Dunărea de Jos din Galați brevet de invenție pentru pâinea proteică. Inventatorii susțin că produsul lor ar putea reprezenta o opțiune pentru populația săracă, mare consumatoare de pâine. Newstime se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place. La noapte cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua în Transilvania, Maramureș, Moldova și Dobrogea și pe arii mult mai restrânse în celelalte regiuni. Pe alocuri se vor acumula cantități de apă însemnate, în general 10-15 litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în zona Carpaților Orientali. Tot la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a nopții, în regiunile estice și sud-estice. Temperaturile minime, mai ridicate decât în mod obișnuit, se vor încadra între 2 și 7 grade. Mâine vremea va fi în continuare închisă, temporar va ploua în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Dobrogea, iar din a doua parte a zilei și în celelalte regiuni. La munte vor fi precipitații mixte. Pe alocuri se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura aerului va avea în continuare valori mai ridicate decât mediile climatologice în cea mai mare parte a țării, astfel că maximele se vor încadra în general între 5 și 15 grade. Iar acum să vedem cum va fi vremea în fiecare regiune. În Muntenia se anunță atmosferă mohorâtă și ploi, mercurul din termometre urcă până la 12 grade în Ploiești și 13 grade în Călăraș. În Transilvania cerul va fi mai mult înnorat și va ploua, maximele ating 11 grade în Cluj și 10 grade în Târgu Mureș. În Moldova ziua de mâine aduce vreme capricioasă, sunt șanse mari să plouă, vântul va avea intensificări și se vor înregistra 7 grade în Focșani și 5 grade la Botoșani. În vestul țării meteorologii anunță ploi pe arii extinse, maximele ajung la 12 grade în Timișoara și 13 grade în Arad. În Oltenia va fi o zi mohorâtă și ploioasă, vor fi 15 grade în Slatina, la fel și în Craiova. În Dobrogea cerul va fi noros, iar meteorologii spun să ne așteptăm la ploi, termometrul va indica 10 grade în Sulina și 12 în Mangalia. În capitală, vremea a fost închisă și a plouat în prima parte a zilei, temperatura maximă a fost de 13-14 grade. La noapte cerul va fi mai mult noros, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă, vântul va sufla în general slab, iar temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 5 grade. Mâine vremea va fi în continuare închisă și mai ales spre seară, temporar va ploua, vântul va sufla slab până la moderat. Regimul termic se va situa peste normalul perioadei, maxima va fi de 12 grade. La munte, vremea va fi în continuare închisă și temporar vor fi precipitații mixte, iar pe alocuri se vor acumula cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice comparabile cu cele din intervalul anterior se vor situa în general peste cele normale pentru această perioadă. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.